Bună! Eu le-am pregătit astăzi lui Biții și lui Andrei un joc de logică, unde tot așa ei trebuie să ghicească ceva. Ok. Bun. Jocul se numește Jocul Numelui. Adică al meu, Biții? Biții? Andrei? Și Iții. Ok. Și eu trebuie să fac într-un fel, iar ei trebuie să facă în același fel. Exact adică? La fel ca mine, numai că cu numele voastre. Uite. Iții, ups. Și acum eu ce fac? Tu faci așa. Okay. Haide, tu cu Biții. Hai. Biții, ups. Biții, ups. Biții, ups. Biții, Biții. Ai greșit. Cum să greșesc? Ai greșit, ai zis Biții, ups. Biții, ups. Biții, ups. Ai zis nu, fără Biții, ups. Biții, ups. Biții. Nu e bine. Nu e bine? Uite, Iții, ups. Iții, ups. Iții. Ia să încep și eu. Iți ești bine? Da! Andrei, ups! Andrei, ups! Andrei! Greșit! Trebuie să fiți atenți la tot ce fac eu, bine? Păi! Iți, ups! Iți, ups! Iți! Biții, ups! Biții, ups! Biții! Nu, Biții, păi dai zis ca fel! Stai! Dar cu... A! A zis Iți, ups! Iți, ups! Iți! Așa e! Zicem Iți? Ia. Andrei, dar tu fă cu 5, hai să vedem cum iese cu 5. Poți să faci și cu 5. Ia. Andrei, ups, Andrei, ups, Andrei, ups, Andrei, ups, Andrei. Nu, a, ba da, bravo. Cum ba da? Ai făcut bine. Ce a făcut bine? A făcut bine. Adică tu ai bici și te-ai prins? Nu te-ai prins? Hai, mai faci o dată. Iți, ups, iți, ups, iți. Biții, ups, Biții, ups, Biții. Uite, fii atent, faci și tu acum, hai. Hai că fac așa. Andrei, ups, Andrei, ups, Andrei. Nu, acum nu ai cum bine. Nu, uite, fiți foarte, foarte atenți. Acum o să fac mai clar. Iți, ups, Iți, ups, Iți. Cred că am înțeles. Hai, să văd dacă... Andrei, ups, Andrei, ups, Andrei. Bravo! Și acum tu, Biții, hai că te-ai prins. Nu cred. Hai, de fă și Biții, ups, Biții, ups, Biții. Yeah! Da, ne-am făcut prins. Adică, ai făcut așa? Da, la final am făcut așa. Și ai face altfel, că nu... Deci, greșeala noastră era că nu am, după ce am făcut astea cu Andrei, ups, n-am făcut și ce... Nu v-ați așezat așa. Extra și asta însemna că jocul nu era complet, da, fără puțin. Adică nu contează, eu aici am spus corect, da, păi dar nu am făcut ce. Adică puteai aici să faci și invers și să începi și de la degetul mic și de la degetul mare, că nu contează. Aaaa. Nu? Și mai repede și mai încet. Deci, auzi, prieten pământean, nu contează cum te numești. Dacă te cheamă Luca, faci Luca, ups, Luca, ups, Luca. Și important e cum stai, nu? Cum stai la final, da. Da. Poți să stai și așa sau poți să prinzi mâinile și așa. Sau oricum, sau da, te scarpin sau ceva, da, nu? Da, da, să-i induci în eroare pe cel care trebuie să facă cum faci tu. Pentru că toată lumea o să creadă că acțiunea se termină când ajungi la degetul. Da, mare. Exact. Wow. Super. Mi-a plăcut. De fapt e de atenție, hei. Da, și de logică trebuie pe să... Pe care logică? Păi să ai o logică în mișcări, o ordine. A, da? Bravo! Hai, încearcă și tu jocul care, pe care ni l-a propus Iții și poți să ne lași mesajele tale pe WhatsApp. Da, spune-ne cine s-a prins primul.